prin reabilitarea drumului dintre Alexandria și Cernetu, distanța cu vecinii bulgari se micșorează semnificativ. Dacă în prezent alexandrenii trebuie să ocolească aproximativ 100 de kilometri pentru a ajunge la podul de la Giurgiu, Alexandria, Bragadiru, Bujoru, Pietroșani, Giurgiu, ceea ce înseamnă peste 80 de kilometri, sau Alexandria, Ghimpați, Giurgiu, ceea ce înseamnă 90 de kilometri, de acum vor putea ajunge mai repede la destinație. Proiectul de reabilitare a drumului face parte din programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. Partea română, mai exact Consiliul Județean Teleorman, a contribuit cu 5,7 milioane de lei din valoarea totală a investiției de 7,6 milioane de lei.